rândul orașelor europene, prin proiecte care să aibă la bază o strategie de dezvoltare viabilă și realistă, care să răspundă necesității craiovenilor. Și sper că împreună cu echipa de consilier să reușiți acest lucru în mandatul dumneavoastră. De asemenea, știm că oltenii și în general locuitorii cetății Banilor în special sunt oameni mândri, care vor să fie reprezentați cu demnitate, cu onoare și sunt convinsă că veți reuși acest lucru. Eu vă urez ca împreună cu echipa, cu sprijinul Guvernului României, al Consiliului Județean, să realizați tot ce v-ați propus pentru locuitorii Craiovei și vă asigur că instituția Prefectului Județului Dolj vă va susține în demersurile pe care le veți face în folosul craiovenilor. Felicitări încă o dată și mult succes! Ședința de constituire. Consult consilierii locali dacă sunt de acord sau s-au constituit grupurile de consilieri. Cine, dacă s-au constituit, merge mai departe, dacă nu, vă propun să luăm o pauză. S-au constituit grupurile? Da. Da? Atunci nu mai luăm pauză, vă propun să fim operativi și să trecem la punctul următor. Da? Punctul 2. În conformitate cu lucrările și cu legea în vigoare, trecem și supunem aprobării consilierilor aleși alegerea comisiei de validare. Președintelui și secretarilor dintre membrii săi. La propunerea domnului Marian Vasile a fost ales ca președinte unanimitate de votul consilier Neanca Predescu și la propunerea domnului Alpăstroiu Gheorghe cu unanimitate de voturi a fost ales ca secretar domnul Pețiu Alexandru. Verificând dosarele consilierilor, a căror validare se propune, confruntându-se cu buletinul de vot pentru alegerile pentru Consiliul Local iunie 2012, Comisia de Validare hotărăște validarea mandatelor în ordinea grupurilor de consilieri. Se procedează astfel la validarea mandatelor consilierilor aleși pe listele USL. Verificând dosarele în ordinea scrierii pe buletinul de vot și în raport de actele dovedite din dosarele personale acestor, precum și declarațiile pe proprie răspundere făcute de fiecare dintre persoane, se constată că primul înscris pe listă, doamna Vasilescu Lia Oluța, urmare validării mandatului de primar, a optat pentru această funcție și a renunțat la cea de consilier, condiție în care se propune validarea primului mandat de suplean. Cât privește poziția numărul 2 pe listă, domnul Vitor Mihai Viorel, văzând starea de incompatibilitate dată de funcția din aparatul central și anume executiv central și anume de secretar de stat în Ministerul Administrației și Internelor și optarea pentru această funcție, Comisia propune validarea următorului mandat de suplean de pe lista consilierilor USL. Verificând actele dovedite din dosare, sunt validate următoarele mandate de pe lista USL. Mitrică Alin Sorin, Calangiu Cristina Mariana, Nedelescu Gheorghe, Predescu Bianca Maria Carmen, Tudor Florentin, Badea Pavel, Radu Marin Traian, Cotescu Nicușor, Voicu Dorel, Ștefâță Emilian, Bețiul Traian Alexandru Corneliu, Socoteanu Răzvan Florin, Manda Marin Sorin, Barbu Gheorghița Daniela și Popescu Nicoleta Laura. De pe lista UNPR se constată că următoarele persoane alese pe această listă și-au dat demisia. Solomon Antonie, Rândulețu Sebastian Radu Iulian și Stănescu Constantin Toru. Iar următoarele persoane
emiși de organele de conducere ale partidului pe lista căruia au candidat la alegerile locale, astfel încât urmează a fi validate mandatele primilor 5 supleanți în ordine de pe lista acestui partid. Sunt validate următoarele mandate de pe lista UNPR. Sas Teodor Nicușor, Genoiu Mihail, Marinescu Dorel Cosmin, Albăstroiu Gheorghe, Pârvu Gheorghe, Toader Virgil, Gheorghița Vasilica. De pe lista PDL se constată că nu există incompatibilități sau renunțări și sunt validate mandatele consilierilor Dincă Marinică, Chierciu Dan Adrian și Vasile Marian. De pe lista PPDD se constată că nu sunt incompatibilități sau renunțări și se validează mandatele consilierilor Chilibiu Mihai și Pană Ionel. Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal și urmează semnăturile președinte, secretar și membru. Judecătoria Craiova, în dosarul numărul 12.15.271 per 215 per 2012, sentința civilă numărul 9.490, pronunțată în ședința din Camera de Consiliu a Judecătoriei Craiova, din data de 18 iunie 2012, în numele legii, hotărăște. Admite cererea formulată de biroul electoral de circumscripție numărul 1 a municipiului Craiova, validează alegerea doamnei Vasilescu Lia Olcuța, candidat din partea Uniunii Social-Liberale, în funcția de primar al municipiului Craiova, județul Dolj. Și se prezintă în ședința Consiliului Local al Municipiului Craiova. Definitivă, dată în Camera de Consiliu azi, 18.06.2012, pronunțată în ședința publică azi, 18.06.2012. Craiova, conformitate cu prevederile art. 32 alinii din legea 215/2001, republicată privind administrația publică locală, depun fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și Consiliului Local. Pe o săptămână m-am preocupat că luna viitoare facturile craiovenilor vor scădea cu 10%. Penalitățile vor fi șterse la datoriile craiovenilor pentru că vrem să începem să pornim altfel în acest mandat. Prioritatea mea zero, așa cum știți din campania electorală, este cea a locurilor de muncă, a creierii noi locuri de muncă și vreau să-i mulțumesc domnului ministru Vițoiu, care a prezentat astăzi Guvernul României aici, asigurându-ne de tot sprijinul întregului guvern, pentru că va trebui să finalizăm foarte repede foarte multe lucruri pe care ni le-am promis, le-am promis în campania electorală. În următorii 4 ani de zile nu mai trebuie să rămână în Craiova nicio stradă fără canalizare și fără apă potabilă. Trebuie să începem reabilitarea termică a blocurilor, trebuie să începem și să finalizăm 2 cartiere de locuințe, unul de locuințe pentru tine și altul de locuințe sociale. Sunt lucruri care pot părea fantastice, dar eu vă asigur că o să le realizăm împreună cu consilierii locali.
Vreau să vă mulțumesc încă o dată foarte mult și vreau să le spun consilierilor locali că deja de săptămâna viitoare va trebui să facem niște corecții ca să putem să scădem facturile la întreținere. Mulțumesc foarte mult! Își fac o puțină curățenie prin bilanț ca să știm cu exactitate despre ce discutăm. Domnul Nedelescu, Gheorghe, se pregătește.